Scumpi prieteni, vă salutăm din toată inima și ne bucurăm să fim și în această duminică alături de dumneavoastră prin intermediul programelor noastre. Într-adevăr, cântarea care a răsunat puțin timp înainte are un mesaj frumos, care confirmă că fericirea e doar în Dumnezeu. Domnul Iisus a rostit în predica sa de pe munte mai multe fericiri, care la prima vedere par ireale pentru lumea laică. Dar pentru creștini e realitatea vieții a găsi fericirea în suferințe, umilințe, pierderi sau necazuri. E o mare fericire să știi că l-ai pe Dumnezeu alături și aici pe pământ, dar să-L vezi odată și în ceruri. Fericiți cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. În continuare, vă propunem să audiați cântarea corală O Duh Preasfânt, după care va urma o poezie. Desigur, astăzi vor răsuna și două mesaje biblice, cântări, psalmi și programul copiilor. Vă dorim audiție plăcută! O Duh Preasfânt, revarsă-ți puterea în ale noastre, inim din plin. În orice suflet crește iubirea și în necazuri de nealin. Noi te rugăm, noi te rugăm, o Tată din ceruri, Duhul tău sfânt, Duhul tău sfânt, trebase din plin. Sfintele daruri, binecuvinte.
veșnicia ta se simțim, ne luminează calea credinței, în ce cu Tatăl purul să fim. Noi te rugăm, te rugăm, o Tată din cerul, Duhul tău sfânt, revarsă din plin. Vino acum, cu sfintele daruri, binecuvinte de nealim. O Duh preasfânt, lumine cerească, taina Golgotei tu ne-ai deschis, fă ca sfințirea noastră să crească, sigur să mergem spre paradis. Noi te rugăm, noi te rugăm, o Tată din ceruri, Duhul tău sfânt, întrevoase din plin. Vino acum, cu sfintele daruri, binecuvinte. Atâta ai din Dumnezeu, cât poți cuprinde în iubire, cât inima ți-o dai mereu, spre a ei curată împlinire. Atât adevăr pătrunzi, cât ai din dragoste în tine, și în templul harului te ascunzi, cu cât o dăruiești mai bine. Atâta mântuire ai, cât poți iubi pe oricare, căci nu e cer și nu e rai când nu iubirea arzătoare. Atât sporești cu adevărat în frumusețea cea divină, cu cât te lași mai îmbrăcat, cu a dragostei cerești lumină. Căci Dumnezeul cel ascuns, cu toate harurile toate, se lasă pe deplin pătruns prin taina dragostei curate. Când străbat vara umbrei,
și atunci rămâne păstor. Și mila mă vor însuți zi de zi, zi de zi în viața mea. Veșnic cu tine vor fi, Domnul meu, în cer sus, sub masa ta, în mărire voi cera. Bunătatea și mila mă vor însuți zi de zi, zi de zi în viața mea. Zi de zi, zi de zi în viața mea. Vom da citire din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, Cartea prorocului Isaia, capitolul 41, cu versetul 13. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Doresc să cugetăm împreună asupra acestei propoziții, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Cuvintele scrise prin prorocul Isaia de Dumnezeu, spuse acestui proroc să transmită poporului său, ca să nu se teamă de nimic. Eu este cu literă mare, se are în vedere Dumnezeu, îți vin în ajutor. În viața noastră, trăind pe acest pământ, avem totdeauna nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și apar situații când ne putem teme de un lucru, de o situație sau de altceva. Și Dumnezeu prin acest verset ne îndeamnă, nu te teme de nimic. Pe paginile Sfintei Scripturi, în Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul 49, citim că a venit un fruntaș la Domnul Iisus, pe nume Iair, pe care avea o singură fetiță, de vreo 12 ani. Și omul acesta a venit la Domnul Iisus Hristos să-l roage ca să tămăduiască pe fica lui. Și Domnul Iisus, fiind îmbulzit de norod, fiindcă vorbea cuvinte înțelepte, cuvinte pricepute, și mulți erau din cei ce ascultau cuvântul lui Dumnezeu sincer, alții erau care să se hrănească, să fie vindecați. Și în timpul când acest fruntaș, pe nume Iair, sta de vorbă cu Domnul Iisus, a venit cineva și a zis că fetița ta a murit. Și cuvintele Domnului Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul 50, citim, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Așa s-a petrecut că Domnul Iisus s-a dus la casa acestui om Iair. Într-adevăr, fetița, care fiind bolnavă, a murit. Toți boceau, era mari jale. Și Domnul Iisus menționează lucrul acesta, nu te teme de nimic, crede numai. Domnul Iisus a scos pe toată lumea afară și a zis fetiței să se scoale.
și duhul fetiței s-a întors înapoi, a fost înviată. Dar Iisus la început i-a zis, nu te teme, crede numai. Domnul Iisus Hristos, fiind pe acest pământ, a avut și are o putere extrem de mare, foarte mare. Și prin acest exemplu, puterea lui mare că a înviat pe fiica acestui om, el a zis, nu te teme, cu alte cuvinte, eu îți vin în ajutor. Pe paginile Sfintei Scripturi vedem un alt exemplu, când poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, erau munciți, erau obișnuiți de poporul egiptean, Dumnezeu a ascultat strigătile poporului său și Dumnezeu, prin mână tare și puternică, i-a scos din țara Egiptului și au pornit spre țara Canaanului, spre țara promisă. Poporul Israel, trecând prin Marea Roșie, Dumnezeu a făcut minunea aceasta, ca Moise să lovească cu toiagul în mare, marea s-a ridicat, Dumnezeu a făcut un vânt să sufle puternic și fundul mării s-a uscat și poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, a început să meargă. Când s-a uitat în spate, că egiptenii au pornit după poporul lui Dumnezeu, cu care, cu săbii, cu puterea lor omenească să întoarcă poporul lui Dumnezeu înapoi în țara Egiptului. Și poporul Israel doar cunoșteau de unde iese, din ce chinuri Dumnezeu i-a izbăvit și au început să se teamă. Au început să privească că ei ajung din urmă. Și în Exodul, capitolul 14, cu versetul 13, sunt cuvintele omului Dumnezeu Moise, care a zis, nu vă temiți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Dumnezeu a vorbit lui Moise și după ce poporul său a ieșit ultimul din mare, Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis, lovește cu toiagul în mare. Și egiptenii, fiind în mare, Dumnezeu le-a venit în ajutor. Dumnezeu a făcut minunea aceasta și marea iarăși s-a împreunat. Și toți egiptenii au fost înnecați în mare. Dar cuvântul din bărbătare către popor a zis, nu vă temeți de nimic, stați pe loc. Minunea aceasta este scrisă pe paginile Sfintei Scripturi și pentru învățătura noastră. În situațiile vieții noastre, deseori apar teamă, frică. Este important atunci să ne încredem în Dumnezeu, că El ne vine în ajutor, așa cum a venit și la poporul Israel și mult i-a ajutat, dar le-a spus, nu vă temeți, stați pe loc. În Cartea Psalmilor, Psalmul 27 cu versetul 1, este un psalm a omului Dumnezeu David, care în viața sa, prin multe situații, a trecut nu ușoare, situații foarte grele. Și în psalmul 27, cu versetul 1, citim că Domnul este sprijinitorul vieții mele. Cu alte cuvinte, Domnul este ajutorul meu. Și în Sfânt Cuvântul lui Dumnezeu
este un exemplu foarte clar de la 1 Samuel, capitolul 30, cu versetul 6, citim că David a fost într-o mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Este vorba despre David fiind în război, lăsând copiii acasă, soția, și când s-a întors din război, amaleciții au nimerit în localitatea lor Țiclag, a dat foc cetății și au luat tot din cetate, și copiii, și mame, și animale, tot. Și după ce au luat, i-a dat foc. Și David, când s-a întors acasă, totul era ars. Și mare pierdere și mare jale era, pentru că soțiile nu erau, copiii nu erau, tot era pustiu. Și oamenii care erau cu David au dorit să-l ucidă cu pietre. Credeau că David este de vină, din pricina că fiii, fetele, nu mai erau. Și David, care l-a avut pe Domnul, sprijinitorul vieții lui, știm că David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. În situația aceasta foarte grea, foarte grea, David s-a sprijinit pe Domnul. Dumnezeu l-a îmbărbătat și Dumnezeu l-a ajutat. Dumnezeu i-a venit în ajutor. Dumnezeu l-a sprijinit cu sprijinul său. Și Dumnezeu a dat mare har și putere și a întors tot ce luaseră amaleciții. Totul a dus înapoi acasă. De ce? Fiindcă omul acesta, Domnul, a fost sprijinitorul vieții lui. Din Psalmul 27:1. La încheiere vreau să citesc un verset de la Deuteronom 31:6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temiți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Amin. Te măresc și îți mulțumesc pentru
Creiat cu 5 cele fine, să le numeri poți cu mine. Ele sunt ca niște frați, împreună ne înfricați, ca să poți lucra cu ele și ajuns când se cere. Amin. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăi peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin.
Scump prieten și dragi ascultători a emisiunii creștine Lumina Speranței, vă salut cu pace și harul Domnului nostru Iisus Hristos. Mă rog ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze în aceste vremuri, cu sănătate și cu o mare încredere în Dumnezeul cel mare și atotputernic. Cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să împărtășesc astăzi împreună cu voi un adevăr de o mare valoare, și anume credința mântuitoare care ne izbăvește de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Și de la bun început voi da citire din Sfânta Evanghelie a Apostolului Ioan, din Ioan 3:16, un text bine cunoscut de majoritatea creștinilor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Un pasaj foarte minunat, aș spune că este centrul Bibliei, anume dragostea lui Dumnezeu arătată omului păcătos. Foarte clar și foarte simplu, Domnul Iisus Hristos, Cel fără păcat, vorbește despre adevărata credință care omul trebuie să o experimenteze în viața lui zi cu zi. Este una din cele mai des ridicate întrebări, și anume, care este adevărata credință? Și de-a lungul istoriei au fost multe dezbateri pe marginea acestui subiect. Și cred că toți ați observat că fiecare vrea să dovedească că credința lui este cea mai precisă, cea mai corectă și cea mai perfectă. Și numai dacă trăiești lângă acești oameni, le vezi comportamentul lor, viața lor, atunci se vede credința lor vie sau religia lor. Este diferență dintre un om credincios și un om religios. Și Dumnezeu are nevoie de credința noastră în El, nu de religia noastră sau de tradițiile și obiceiurile noastre. De aceea, oameni buni, este necesar să venim la izvorul unde izvorește această credință vie, care ne aduce în inima noastră o încredere neclintită într-un Dumnezeu atotputernic și drept și sfânt. Învățătura Domnului Iisus Hristos în Evanghelie cu privire la credință este cea mai clară și cea mai limpede, cea mai simplă, chiar înțeleasă și de un copil. Aici, în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus face câteva afirmații despre sine. Ca omul să-L accepte pe El și El spune, Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt apa vieții, Eu sunt lumina lumii, Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt păstorul cel bun, Eu sunt ușa, Eu sunt învierea și viața. Și de fiecare dată, în aceste afirmații, El vrea să trezească credința în fiecare om. Cine crede în Mine, El spune, are pâinea vieții, are apa vieții, are lumina în întuneric. Și așa fel de om va avea parte de învierea morților. El va fi rezistent, un om care are credința asta vie, va fi rezistent în necazuri, în dureri, în furtuni, care bat în barca vieții noastre.
și acest om va fi condus pe cale veșniciei, va trăi în adevăr, va avea viață veșnică. De ce atâta necredință în lumea în care noi trăim? Un păcat răspândit, cel mai răspândit păcat este necredința. Oamenii nu cred cuvântul lui Dumnezeu. Și în lumea asta, unde atâta fără de lege, atâta răutate, atâta ură, atâtea neînțelegeri între oameni. Și de ce se întâmplă toate acestea? Pentru că oamenii nu cred adevărul lui Dumnezeu, nu cred cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie se spune că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a spus. De 4.000 de ori este descris în Biblie că Dumnezeu a vorbit și oamenii nu cred cuvântul acesta care vine din partea lui Dumnezeu. Oamenii mai degrabă cred minciunile oamenilor, cred în poveștile oamenilor, cred în niște tradiții ale oamenilor, în niște obiceiuri. Dragi ascultători, vă recomand să citiți Evanghelia lui Ioan. Aici Domnul Iisus are multe conversații cu diferiți oameni, care după întâlnirea lor cu Iisus, viața lor radical s-a schimbat. Care sunt urmările sau consecințele acestei credințe adevărate? De fapt, numai schimbarea radicală a omului și credința adevărată este legată bine de ascultare de Dumnezeu, de supunere față de Dumnezeu. Adevărata credință este o credință simplă, copilărească și ea ne apropie de Dumnezeu. Credința adevărată transformă radical viața omului și la nivel de gândire, la nivel de vorbire, faptele lui devin altele, prioritățile lui devin altele, dorințele lui devin altele. Așa este un om care s-a încrezut, a crezut în Domnul Iisus Hristos, necătând la împrejurări diferite, la circumstanțe sau unde se află așa fel de om, el rămâne credincios. Și uitați-vă, până la sfârșit Dumnezeu ne-a dat puterea asta celor credincioși ca să ducă această mântuire până la sfârșit. Numai dacă omul se încrede în el, dacă omul se apucă strâns de funia asta a salvării. Și uitați-vă, de-a lungul anilor oamenii au căutat să se apropie de Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar, din păcate, chiar dacă vin niște vremuri mai dificile, mai grele, oamenii se depărtează. În loc să se apropie, oamenii se depărtează. În Evanghelia după Ioan, aici este scris că Iisus a făcut multe semne. Eu vă recomand să citiți Evanghelia după Ioan. Aici Domnul Iisus multe semne și minuni a făcut. În capitolul 20, 30, 31, Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Iisus a vindecat mulți bolnavi de diferite boli, a înviat pe cei morți, a eliberat pe cei ce erau stăpâniți de duhuri necurate, dar cu toate acestea, El nu a făcut reclamă, El nu a organizat concerte ca să-i distreze pe oameni. Dar El era cointeresat anume de ce? Ca oamenii să creadă că El este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, pentru ca lumea să fie salvată de la pierzare, de la iad. La aceasta s-a așteptat Domnul Iisus de la poporul Israel. Dar fiți atenți! Ce se întâmplă cu omul împietrit, cu omul răzvrătit în inima lui? În Ioan 12, cu 31, spune așa cuvântul Domnului:
măcar că făcuse atâtea minuni înaintea lor, tot nu credeau în el. De ce? Să vezi cu ochii tăi minunea și să nu crezi că acesta este Hristosul, Mântuitorul lumii. E ceva absurd. Dar știți de ce? Pentru că credința adevărată a fost întotdeauna în opoziție cu vederea, cu lucrurilor vizibile. În Cartea Evrei se spune despre credință, că credința e o încredere neclintită. În cele nădăjduite e o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta e definiția credinței. Tot în Ioan, Domnul Iisus spune că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Avea în vedere Duhul Sfânt care avea să-l primească cei ce vor crede în el. Și când Duhul Sfânt vine în viața omului, se întâmplă ceva minunat. Omul acesta care a fost un păcătos, un rob a păcatului, a devenit curățit de toată murdăria păcatului și i s-a turnat în inima lui binecuvântările cerești, care sunt dragostea, pacea, răbdarea, bucuria, înfrânarea poftilor, blândeața, toate acestea vin din belșugul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și când omul este plin de sucul acestor binecuvântări, acestei bogății, el este dependent de Dumnezeu, el este prieten cu Dumnezeu, el este dornic după Dumnezeu, după învățăturile lui, după poruncele lui. Și el este un om biruitor împreună cu acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Și asta e rezultatul credinței adevărate, care curge din izvorul binecuvântărilor lui Dumnezeu. În cartea Efeseni, acolo Sfântul Apostol Pavel spune că prin har am fost de fapt mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dragi ascultători, trebuie să înțelegem că în lumea aceasta noi trebuie să plătim pentru orice mărunțiș, pentru orice lucru neînsemnat, dar pentru păcate nu putem plăti. Niciun om nu poate achita, nu poate plăti pentru păcatele lui. Pentru de ce? Că Domnul Iisus este unicul fără păcat. Și niciun om nu poate plăti pentru păcate. A trebuit să plătească Domnul Iisus acolo la crucea de pe Golgota. El a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatele mele și a noastre a tuturor. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Stau de vorbă cu mulți oameni, îmi place să discut cu oamenii despre credința în Dumnezeu și îi întreb dacă cred în Dumnezeu. Și mi spun, da, cred că sunt creștin. Și îi întreb, dar crezi că Domnul Dumnezeu ți-a iertat păcatele? Dacă tu te consideri creștin. Și oamenii spun că de asta nu știe nimeni. Cum poate un om să știe că are păcatele iertate? Dar în Evanghelie Domnul Iisus spune, cine crede în mine are deja, are viață veșnică, are iertare de păcate. Adică omul nu mai iubește ce a iubit cândva. Omul nu se coboară unde s-a coborât cândva. Omul nu crede în nemurire. Îi mai întreb, oameni buni, credeți în viața de după mormânt, doar vă considerați creștini? N-a venit nimeni de acolo, Domnule, să ne spună ceva că este. Dar Iisus a venit de acolo și după ce a murit pe cruce, el chiar a coborât până în iad, că noi acolo să nu mergem. Și iar întreb, dar Iisus, cine este Iisus Hristos pentru tine personal? Și oamenii nu știu, sărmane, ce să răspundă. Domnul Iisus pentru mine este salvator, este mântuitor. El mi-a schimbat felul meu
de gândire, de vorbire. Mi-a schimbat viața radicală. Și fac concluzie că atâția oameni care se consideră credincioși, dar n-au credință, oameni buni, Dumnezeu are nevoie de o credință vie, autentică, care să-L cunoaștem pe El personal. Dar oamenii rămân doar cu religia, cu tradiția, cu obiceiurile. Vă întreb, ce fel de credință aveți? Vreau să vă conduc, oameni buni, la Evanghelie. Nu la o confesiune oricare, nu la o grupare de oameni oricare. Vreau să vă conduc la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care vă poate transforma viața, vă poate apropia de un Dumnezeu viu și adevărat. Domnul Iisus a ales ucenici, care erau niște oameni simpli, necărturari, pescari, dar El a văzut în ei pe acei mari apostoli care, după ce a coborât Duhul Sfânt peste ei în ziua cincizecimii, i-au proclamat Evanghelia Mântuirii și credința vie în Domnul Iisus Hristos tuturor oamenilor de pretutindeni. După învierea lui Iisus din morți, era un ucenic Toma. El nu credea mărturia celor lanți ucenici că Iisus a înviat. Ei au spus, Toma a înviat Iisus. El n-a crezut. Și Iisus îl întâlnește într-o zi pe Toma, împreună iarăși erau cu toți ucenicii, și îi spune, Toma, vină și pune degetul tău în mâinile mele, în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. Toma a văzut și a crezut. Și Iisus îi spune, ferice, Toma, de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei ce n-au văzut, dar au crezut. Să avem cu toții această fericire de a crede în Iisus. Despre credință se vorbește foarte mult în Biblie, dar vreau să vă spun ceva, dragi prieteni. Stați înaintea Domnului, în rugăciune, cereți de la El mai multă credință, cereți de la El explicație. Un om credincios are o relație personală cu Dumnezeu prin rugăciune, prin citirea Bibliei zilnică. Scumpi prieteni, vremurile tot mai mult se agravează și avem nevoie de o credință care să ne aducă speranță și pace în bunul Dumnezeu. Într-o zi am luat mai mulți oameni în mașină și le-am pus următoarea întrebare. Oameni buni, trăim aceste vremuri de frică, de îngrijorare. Care este reacția oamenilor? Se apropie mai mult de Dumnezeu oamenii sau se depărtează? Toți au spus în cor, îs mai răi decât au fost. De ce văd atâția oameni care în urma necazurilor, a durerilor, a despărțirii de cei dragi, s-au prăbușit, au intrat într-o peșteră a depresiei, a stresului, care le-a blocat speranța lor? Oameni buni, trăim într-o lume unde este atâta suferință, atâtea lacrimi, trecem prin diferite furtuni care bat în barca vieții. Și Biblia spune că nimeni nu este scutit de necazuri. Iisus a spus că în lume vom avea multe necazuri. Cu 10 ani în urmă, Dumnezeu a îngăduit în viața mea, în familia mea, a îngăduit durere, lacrimi, a hotărât Dumnezeu să-mi ia soția, a strămutat-o în patre de sus, unde nu sunt lacrimi și dureri. Și am rămas cu cei 13 copii, cel mai mic avea doar 3 ani, dar bunul Dumnezeu, care este un Dumnezeu al mângâierii, ne-a mângâiat cum a știut El mai bine și mi-a fost alături, pentru că m-am încrezut în El și vreau să-i mulțumesc din toată inima pentru toată dragostea Lui față de mine și familia mea. Și mă rog pentru copii, pentru nepoți, să fie credincioși, să aibă o credință vie în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Pentru noi El a suferit și a murit, a înviat, dragi prieteni.
și de grabă vine să ia la sine pe toți aceia care se încred în El și ascultă de El de cuvântul Lui. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că cu 40 de ani în urmă El a bătut la ușa inimii mele și eu am deschis ca El să-mi fie stăpân și domn al vieții mele și am mărturisit credința mea vie în apa botezului, ca să-L slujesc pe Domnul Iisus și îi mulțumesc pentru că El m-a pus în trupul Lui, Hristos, prin Duhul Sfânt, ca să fiu un mădular, ca să funcționez și să mărturisesc Evanghelia mântuirii celor nemântuiți. În această lucrare am văzut harul lui Dumnezeu, cum pe niște oameni care erau robei păcatului și când s-au pocăit, acești oameni au devenit robii Domnului Iisus Hristos, au devenit frații Domnului Iisus, au devenit urmașii Domnului Iisus, au devenit familia lui Dumnezeu. Am văzut lucrarea Duhului Sfânt în viața lor schimbată, a multor oameni. Dragul meu ascultător, vreau să-ți spun că atunci când nu mai ai nicio speranță, când treci prin diferite dureri, prin necaz și nu te poate nimeni ajuta, nu te poate nimeni înțelege, să știi că este unica soluție, este unica speranță. Încrede-te în Dumnezeul care are toată puterea în cer și pe pământ. El te va ajuta, El te va mângâia, te va duce pe aripile credinței și vei fi în siguranță. Nu uitați ce a făcut Domnul Iisus pentru noi oamenii. Nu uitați că Dumnezeu poruncește ca toți oamenii să se pocăiască, ca să fie mântuiți. Nu uitați, oameni buni, că suntem trecători pe pământ. Suntem datori cu o moarte. Întrebarea este, unde vei petrece veșnicia? Vreau să te întreb. Ți-ai asigurat viața dincolo, de mormânt? Domnul Iisus a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine crede în mine, are viață veșnică. El să vă binecuvânteze pe toți cu o credință vie, ca să apucați această viață veșnică la care toți suntem chemați. Amin.
Iisuse scump, lumina vieții noastre, cu tine vrem durerea să o împărțim. Și în orice clipă, inimile noastre, să-ți cânte cel mai scump și dulce im. Nu ne-ai lăsat baciocoriți și singuri, te-ai îndurat și de rana ce o avem. Ți-ai rupt cămașa să ne lege amarul și peste jale ne-ai turnat balzam. Și n-avem cântece, nici doruri mai curate, nici o sanale mai topite în biruinți, ca lacrimile noastre picurate și stoarse în ale nopții suferinți. Atât senin și binecuvântare la poala crucii tale am găsit, atât de multă și nespusă pace la pieptul tău, Iisuse, am primit. Că toată viața de-am slujit și-am plânge și truda toată ți-am aduce un dar, și abia dacă la capăt am ajunge să făurim nevrednicul altar, pe care să ne mistuim în dorul de a te vedea în clipe de apoi și, proșternați pe treptele salvării, suprema noastră jertfă să fim noi. Mire mâine, cel mai scump și minunat.
Scumpi prieteni, anunțăm și încheierea programului de astăzi, dar nu înainte de a face anunțuri și de a difuza ultima cântare din această dimineață. Deoarece se apropie mult așteptatele sărbători de iarnă, vă aducem la cunoștință că pe data de 25 decembrie, la ora 10, sunteți așteptați la programul de sărbătoare cu ocazia nașterii Mântuitorului. Fie ca această sărbătoare să ne aducă mai aproape de cer, de iesle, de Mântuitor. Fiți binecuvântați! Credincios cu adevăr.
lucrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat.